Sfințitului pentru acest periplu, așa cum am spus, ne-a împărtășit din experiența directă, pentru că Înalt Preasfințitul poate să ne vorbească despre Părintele Păgul, despre Părintele Sofian Boghiu și despre mărturisirile lor legate despre această personalitate monumentală a Părintelui Daniil Sandu Tudor, prezența stenică care îi ridica pe cei din jur, care îi obliga pe cei din jur să se roage mai mult, care îi făcea pe cei din jurul său să înțeleagă că dacă ne raportăm la acest urcuș spiritual, nimic nu este greu. Păi ce pildă mai frumoasă să avem decât aceasta, să vezi în moarte un preț mai mic decât al compromisurilor pe care le cereau regimul totalitar comunist. Au preferat să trăiască vertical, demn, să nu se înconvoaie, indiferent de capcanele istoriei, de ororile la care au fost supuși. Ei au rămas demn, vertical, ne-au transmis nouă că o viață trăită dincolo de valorile moral creștine nu merită trăită. Ce eliberare! Mulțumesc! Să rămână în alta simția voastră, vă mulțumim! Și abia aștept să vă urmăresc toate florile de cuvânt. Nu întrerupeți, mergeți mai departe. Spuneam că astăzi este o zi specială pentru că acest act comemorativ se închină la 60 de ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Daniil Sandu Tudor, ierovschi monahul Daniil Sandu Tudor, care în noaptea de 17 noiembrie, între 16 și 17 noiembrie, și-a urcat sufletul la ceruri, așa cum știm din închisoarea Iudului. S-au trecut 90 de ani, 9 decenii, aproape un secol, de la momentul în care a apărut primul articol al revistei Floarea de Foc. Floarea de Foc este prima publicație care mi-l prezintă pe Sandu Tudor, laicul Sandu Tudor de atunci, în postura de director al unei reviste. Multe inexactități au circulat legate de această postura sa a publicistului, multe acuze care se dovedesc false acum, când, iată, avem în față acest volum, această culegere integrală a articolelor și vedem că, de fapt, polemicile în care se antrena Sandu Tudor nu erau polemici sterile, lipsite de substanță. De fiecare dată când Sandu Tudor constata că este atacată ortodoxia, când constata că sunt oamenii bisericii nedreptățiți, că valorile moral-creștine sunt puse sub semnul întrebării, da, răspundea vehement, avea un verb acid. Foarte potrivită este caracterizarea pe care i-a făcut-o mitropolitul Bartolomeu Anania și anume dulăul ortodoxiei. Da, îl putem vedea în această postură. Virulentul, poate chiar agresivul, dacă vreți dumneavoastră, verb al gazetarului Sandu Tudor, însă, de fiecare dată are această justificare de pe pozițiile ortodoxiste, de fiecare dată a știut să își apere valorile. Ne va vorbi despre ce înseamnă Floarea de Foc după aproape un secol, chiar directorul editurii Icona, care am publicat chiar 5 volume, nu 4, așa cum am spus inițial. Vă mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc, dacă tu să umblu la chestia asta,